Hristos a înviat. Și slăvit să fie Domnul. Iubită familie, îndoliată familie, iubiți părinți, iubiți frați și surori, slăvit să fie Domnul. Iată că s-a mintit, ne aflăm în această ugradă, în această curte, în acest sat. N-am ajuns niciodată aici, în locul acesta, în casa aceasta. Dar, dacă n-am fi fost în această familie, în această lucrare a oastei Domnului, poate nici acum nu ajungeam. Dragostea lui Dumnezeu și harul lui a făcut ca pe pământul acesta să avem frați și surori. Sigur, cetatea aceasta a Berzunțului este un pic mai la margine, așa cum amintea fratele Silivestru despre copilăria, despre greutățile fraților și a oamenilor care mergeau undeva la oraș ca să își vândă ce aveau pentru o bucată de pâine. Dar înaintea lui Dumnezeu, toți avem același preț. Cât cei de la oraș, ca și cei de la sat, toți avem un suflet. Toți am primit un chip și o asemănare ca lui Dumnezeu. Și toți suntem frați. Pentru toți a jertfit Hristos. Pentru toți a mers în cerul să ne pregătească un loc ca să fim împreună cu El. Amintea părintele despre această frumoasă evanghelie care am ascultat-o astăzi cu toții. Întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu această femeie din Samaria. Și nu oricum o femeie, n-a fost una care avea merite deosebite. N-a fost ca Marta, n-a fost ca Maria. Și a fost o femeie care a avut multe păcate. Și totuși Dumnezeu, în pronia Lui, a întâlnit-o la cea fântână a lui Iacov. Știind că această femeie va fi în stare să facă o misiune atât de mare, cunoscându-i viața, a arătat lumii întregi că Dumnezeu dă mântuirea oricui, chiar și celor mai mari păcătoși. Dacă își recunosc păcatele, dacă își mărturisesc păcatele, și dacă nu le mai fac. În biserica noastră și în poporul nostru, Dumnezeu a trimis această lucrare a oastei Domnului, prin care ne-am frățit și care ne-a arătat cum să-L urmăm noi pe Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a putea primi cuvântul și a-l înțelege este un dar din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dăruit bisericii și poporului nostru această lucrare. Și prin ea ne-a hărăzit și oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și care l-au mărturisit pe Dumnezeu prin viața lor. Cuvântul noi l-auzim. Am auzit de minunile și de lucrurile făcute de Domnul Iisus. Am auzit de această
întâmplare din această Evanghelie, această întâlnire a Domnului Iisus cu această femeie. Și parcă de multe ori pare o poveste. A fost. Dar Domnul Iisus se întâlnește și astăzi. Ne caută și astăzi pe fiecare dintre noi. Tot pe cei păcătoși. Tot pe cei ne caută. Numai noi să ne recunoaștem păcatele. Și să-L recunoaștem pe El. Astăzi ne caută prin cuvântul Lui. Prin această scriptură, prin această carte. Ne cercetează. Dar de multe ori noi nu mai recunoaștem, nu mai avem timp să-L ascultăm, nu mai avem timp să ne întâlnim cu El, să-L căutăm pe El. Vine o vreme. Vine o vreme când ne vom întâlni cu El. Chiar dacă nu în viața aceasta scurtă și trecătoare, va veni o vreme când vom pleca de pe pământul acesta. Toți îl vom vedea. Chiar dacă acum n-am avut timp, am avut multe dorințe, multe goluri care am dorit să le umplem cu frumusețea acestei lumi. Am alergat de dimineață și până seara să fim fericiți, să avem lucruri de care să ne bucurăm. Și ele și-au pierdut valoarea odată cu întrebuințarea. Tot ce am făcut frumos, odată. Uitați-vă această locuință. Când a fost nouă, în ce fel arăta. Și acum, după atâția ani, și-a pierdut valoarea. Așa sunt toate pe pământul acesta. Trecem în țara aceasta, prin satele noastre, vedem atâtea lucruri noi, care au o frumusețe și o valoare, dar și-o pierd. Ce nu-și pierde valoare este sufletul. Ce nu-și pierde valoare este mântuirea noastră. Este alegerea noastră care o facem pe pământul acesta. Cui vrem să slujim? Spune Sfântul Cuvânt prin Sfântul Ioan, Evanghelistul, în Apocalipsă, un cuvânt așa. Fericiți, fericiți și sfânt este cel ce are parte de prima înviere, de învierea cea din tâi. Peste aceștia, moartea cea de-a doua nu mai are putere, ci vor fi preoți a lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu El mii de ani. Fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Ce este prima înviere decât întâlnirea noastră cu Domnul Iisus? Așa a avut-o samarineanca. Când s-a întâlnit cu El, a înviat. Și-a recunoscut păcatele. Și-a mers să-i aducă pe oameni la Hristos. Să le spună despre Hristos. Spunând că ea știa că va veni Mesia. Îl așteptau pe Mesia. Mai avea o problemă. Noi multe probleme avem. Multe frământări avem în lumea aceasta. Și nu le știm a da răspunsul corect. Această femeie și-a pus frământarea ei înaintea Mântuitorului. Și o frământare bună, să zicem așa. O frământa problema închinării. Despre samarineni se spune că aveau o munte și despre iudei se rugau în Ierusalim și îl întreba femeia unde este bine să ne rugăm și cum este bine să ne rugăm. Avea această problemă.
Și și-a găsit persoana respectivă ca să-i dea un răspuns potrivit pentru frământările ei. Multe frământări avem și noi în lumea aceasta. Dacă am venit să ne întâlnim cu El, dacă L-am căutat pe El, vom putea afla răspunsuri la toate întrebările noastre, la toate frământările noastre. Sunt atâtea lucruri în viața noastră care se întâmplă și noi spunem, de ce se întâmplă așa? De ce a fost așa? Răspunsul este la El. De ce e așa, o știe El. Am înțeles că fratele meu a suferit o parte din viața sa, mai ales la sfârșit, printr-o boală. Și sigur, de multe ori ne punem întrebarea, Domnule, dar dacă este un om credincios, de ce mai trebuie să sufere? Și Sfântul Apostol Petru spune că cel care suferă în trup a săvârșit-o, a terminat-o cu păcatul. Și suferința este un cuptor care ne curăță de ultimele rămășițe ale zgurei păcatului. Spunea fratele Vasile Cristea despre greșelile noastre, despre neputințele noastre, despre păcatele noastre. Toți care suntem pe pământul acesta, le avem. Dar avem și această posibilitate să venim înaintea Lui să le mărturisim. În lumea aceasta, diavolul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că răgnește ca un leu. Se zvârcolește. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune un cuvânt. Dacă medităm la el, vedem cât adevăr este acolo. Spune că diavolul n-a fost bucuros de cei doi oameni care erau în grădina Edenului. Și a căutat să-i cadă de acolo, de Adam și Eva. A căutat să-i ispitească. El așa caută până la sfârșit să ne amăgească. Chiar cu lucruri duhovnicești. Să zic că e bine. Poți merge și la biserică, poți merge și în lume, poți și păcătui. Ai timp să te pocăiești. Ești tânăr. Trăiește-ți viața. Aceasta este o ispită a vrăjmașului. Pe paginile Sfintelor Scripturi nu găsim lucrurile acestea, decât chemările dulci ale Mântuitorului. Cine vrea să vină după mine? Cine vrea să fie cu mine? Cine vrea să-mi urmeze mie? Spune cuvântul, trebuie să-și ia crucea. Crucea aceasta nu este ușoară. Să-ți iei crucea în fiecare zi și să-mi urmezi mie. Crucea aceasta este jertfă. Sacrificiu, renunțări, la plăceri, la setea aceasta după lumea aceasta și după plăcerile ei. Aceasta înseamnă crucea. Smerenie. Am văzut la fratele meu, mă gândeam stând pe bancă, nu l-am auzit de multe ori predicând, de puține ori, dar am văzut pe chipul lui un chip tăcând, tăcut, blând, smerit. Ne-am întâlnit de mai multe ori la Comănești, în adunările noastre de întâlniri frățești. Un frate tăcut, tăcut. De aceea toți avem nevoie de această stare a smereniei. Toți avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Toți avem nevoie de o înviere pe pământul acesta. Ca moartea cea de-a doua să nu mai aibă nicio putere asupra noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mai dat timp de pocăință. Noi care am rămas, nu știm, spunea Părintele, nu știm pentru cât timp mai suntem pe pământul acesta, dar știm
că vrăjmașul luptă zi de zi să ne piardă sufletele noastre. Știm că într-o zi ne vom prezenta și noi înaintea lui Dumnezeu cu faptele noastre. Știm că ziua care ne mai este pusă la înainte, înaintea noastră, este să ne pocăim viața noastră. Știm lucrurile acestea. Și să ne ajute Dumnezeu să putem să punem în practică, în practica vieții noastre. Pentru că spun Sfinții Părinți că drumul către iad este pavat cu intenții bune. Toți avem gânduri bune. Dar pe mâine, pocăința pe mâine, fapta bună pe mâine, întoarcerea la Dumnezeu pe mâine, recunoștința pe mâine, toate sunt pe mâine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă azi, nu spune mâine, dacă azi auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Întoarce-te la Dumnezeu. Să ne ajute El să ne putem pregăti pentru această înviere, pentru această întâlnire cu El, ca să putem și noi avea parte împreună cu cei dragi care s-au dus acolo, cu Sfinții Lui, cu cei care biserica ne-i pun în față și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și atâția sfinți, atâția nori de mărturii care sunt în Împărăția Lui Dumnezeu și care ne așteaptă și pe noi, care se roagă pentru noi, să știți că Sfinții se roagă pentru noi, pentru că au fost și ei oameni, au suferit și ei, au avut și ei ispite, dar au avut multă putere. S-au învrednicit de acest har al lui Dumnezeu și noi ne învrednicim. Ne-a învrednicit pe toți de harul lui. Ne-a dat posibilitatea aceasta la toți. Numai că neputințele noastre, nestatornicia noastră, face de multe ori să cădem și să ne ridicăm și să mergem înainte. Dumnezeu să-L ierte, slăvit să fie Domnul.